Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! După cum prea bine se poate observa, din nou avem tematică în emisiune Portoie, nu una tradițională însă alături de mine invitata mea poartă o ie extraordinar de frumoasă și după ce veți vedea cine este invitat în platou, veți înțelege tot parcursul acestei emisiuni. În această seară alături de mine, Maria Ioniță. Bună seara, bine ai revenit! Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Draga mea, noi ne revedem când și când, așa, când ne permite timpul, că ne-am vedea mai des. De fiecare dată însă cu alt subiect. Ne-am văzut și am vorbit despre viața și liniștea bătrânilor, cei care sunt îngrijiți cu mare atenție de tine și de colegii tăi din centru. Apoi ne-am văzut și am vorbit despre cât de importantă este religia pe care fiecare copil încă din școală trebuie să o poartă în suflet. Acum ne vedem și vorbim despre portul nostru tradițional românesc, acum în preajma unui eveniment ce se va derula duminică după amiază în municipiul Buzău. Asta pentru că ieri am avut o sărbătoare dublă, și anume sunt zienele și totodată nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. O mare sărbătoare creștinească pe care fiecare a trebuit să o țină și să o păstreze cu mare sfințenie. Fără treabă, fără spălat, fără făcut curățenie, ieri doar s-a sărbătorit. Începând cu slujba de dimineață, până după amiază, toată ziua a fost o sărbătoare. Tu nu te-ai lăsat și de ceva vreme tot văd acolo pe rețea de socializare faptul că pui la cale ceva și am zis că trebuie să le spunem celor de acasă cu câteva zile înainte ce pui tu la cale cu colegii tăi ca să știm toți și duminică să ne vedem cu toții îmbrăcați în ie frumoși ca niște români adevărați și o să te las pe tine să spui câteva cuvinte și despre sărbătoarea de ieri și cum ai sărbătorit-o tu personal, de exemplu, și mai departe să ajungem la evenimentul de duminică. Este adevărat că cea mai importantă sărbătoare, cea mai importantă semnificație a sărbătorii de ieri pentru noi creștini ortodoxi este vestirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, cel mai mare bărbat născut vreodată din femeie. Însă, în popor, tradiția populară ne-a obișnuit ca în data de 24 iunie să sărbătorim drăgaica în zona noastră, exact, a Buzăului, sau sunt zienele în alte zone geografice ale țării. Această sărbătoare datează de multe secole, cu mult înaintea creștinismului. Ea a fost transmisă pe cale orală din generație în generație. E o sărbătoare încântătoare pentru că e o sărbătoare de vară, iar semnificația ei adevărată are legătură cu personajele mitice, personajele fabuloase numite sunt ziene, care sunt niște zâne bune, niște zâne aducătoare de prosperitate, niște zâne binevoitoare omului, spre deosebire de verișoarele lor rele, da, rusaliile sau ielele. Deci tot ceea ce aduc ielele și rusaliile care necaz în viața omului, sunt zienele, dacă sunt sărbătorite cum se cuvine, pot purifica și pot dezlega, ne spune tradiția populară. Conform tradiției populare, noaptea de 23 spre 24 e o noapte magică. Se spune că se deschid cerurile și vis-a-vis de asta, de-a lungul anilor, de-a lungul secolelor s-au transmis o seamă de tradiții și de obiceiuri care pe unii dintre noi astăzi ne distrează, unii le respectăm așa că ne respectăm străbunii, ne mai pot, iar despre unele ne mai pot povesti doar străbunii noștri. Spre exemplu, se spune că noaptea magică de sânziene se întorc strămoșii și intră în comuniune cu noi. Se spune că animalele vorbesc un limbaj, exact, comun omului și că înțeleg și că ne înțelegem. Femeile primesc rod de feți, se spune că e, da, o perioadă sânzienele foarte fertilă. Sânzienele, da, sunt binevoitoare femeilor însărcinate, ele sunt aducătoare de fertilitate, da, și de poftă de viață, de iubire, sunt niște zâne ale iubirii și ale poftei de viață. Ale binelui în casă, ale binelui în casă, ne gândim, da. Indiferent dacă vorbim de gospodărie sau de familie, dacă această zână bună își face simțită prezența acolo, înseamnă că toate lucrurile ar trebui să meargă bine, inclusiv belșugul din gospodărie, care vrem sau nu vrem, e important pentru fiecare familie. Este o sărbătoare care vine la 3 zile după solstițiul de vară, când împarte, exact, anul în două și când are loc cea mai lungă zi din an. Și așa cum vă spuneam la început, este o sărbătoare care vine din vechime, de dinaintea creștinismului, și e o sărbătoare a soarelui și a focului. Și atunci, în anumite zone
ale țării se obișnuia ca băieții să se înconjoare cu niște brâuri confecționate din pelin, dansau în jurul focului, apoi l-aruncau în, la sfârșitul ritualului, l-aruncau în foc, considerând că vor arde odată cu ele duhurile rele și toate necazurile și supărările. De asemenea, fetele împleteau și cred că se păstrează frumos și în ziua de astăzi, împleteau cununi de sânziene. Sânziana este o floare albă sau galbenă, o floare de câmp, cu o inflorescență măruntă, cu foarte mult polen și foarte mirositoare, iar din aceste floricele ele își împleteau cununi pe care le purtau cu mare drag. Și așa cum spuneam, în anumite zone, în general în zona geografică de sud și de sud-est, ele sunt numite drăgăicuțe, drăgăici, iar tradițiile variază de la o zonă geografică la alta. Ritualurile sunt extrem de multe și de încărcate semnificativ. În anumite zone este interzis scăldatul în ape în această zi, în ziua de Sfântul Ioan Botezătorul. În alte zone, din contră, este recomandat scăldatul într-un râu, de preferință într-o zonă sălbatică, pentru calitățile purificatoare pe care le poate avea apa respectivă atunci când, în ziua de Sfântul Ioan Botezătorul. Alte tradiții și obiceiuri se consideră, și cred că ai auzit la bătrânii de la sat, că tu ești o mare iubitoare a vieții de la sat, da, ca corect. Și noi le două, așa cum ai spus. Da, da. Probabil că de multe ori ai auzit că ziua de sânziene este cea mai recomandată zi și ultima, de altfel, pentru culegerea plantelor medicinale. Corect, corect, corect. Se consideră, așa cum spuneam la începutul emisiunii, că toată încărcătura și influența negativă pe care au împrăștiat-o rusalii asupra plantelor în ziua de sânziene, dacă sunt culese în dimineața zilei, în zorii zilei cu roupele și vor fi duse la biserică în credința că vor fi sfințite, atunci într-adevăr vor avea cu adevărat puterii tămăduitoare. Bineînțeles că, fiind vorba de solstițiul de vară, împarte anul în două și începem numărătoarea inversă, că canotim către toamnă și către iarnă. Și atunci aceasta se consideră ultima zi și chiar cea mai importantă de culegere a plantelor medicinale. Paleta de tradiții și de obiceiuri este vastă. Mi-amintesc că bunicile spuneau că dacă în ziua de sânziene întâlnești o furnică roșie, o vezi, este semn de bun augur și de prosperitate. Eu știam că ciupesc rău și nu vrei, uite, să le vezi nici în funcție de zona dar geografică. Dar e bine de știut că o furnică roșie e bine de văzut într-o perioadă anume anului, da? Da. Că dacă o să ne scoatem rufele la soare, lenjeria, așternuturile, rufele personale în această zi, nu vor fi mâncate de moli. Da, da, da. Foarte multe obiceiuri frumoase pe care oamenii extracivilizați nu le-au păstrat în întregime, le mai există doar în memoria bătrânelor noastre, de care ne mai bucurăm încă, și atunci rămâne responsabilitatea noastră să transmitem ca părinți, sunt iarăși în calitate de părinte invitata ta, toate aceste obiceiuri frumoase, toate aceste tradiții și toate aceste valori fundamentale care construiesc bună pornire în viața copiilor noștri. Așa este, sunt baza familiei zdravene, adevărate, cu valori morale. Așa cum vorbeam și în emisiunea de data trecută, când vorbeam și am pornit de la religie, iată că avem un numitor comun și de această dată, religia până la urmă, și spuneam că de important este să le povestim copiilor cine au fost strămoșii noștri, să știe de la cine s-a pornit, cine a spus prima dată că trebuie să respecti bunicii, cine a făcut prima dată un efort pentru comunitate. E bine de știut, pentru că dacă vom lăsa copiii să aibă impresia că toate lucrurile au picat din cer și că nu-i nevoie să faci niciun efort pentru apropiații și pentru semenii tăi, atunci nu vor face asta niciodată și vor fi momente în care poate că nu vor face nici pentru familie. În speță, cel mai important punct din viața ta, de unde pleci până la urmă și la care e musai să te întorci întotdeauna, este familia. Sărbătoarea de ieri, ținută cu mai mare sau cu mai mică strictețe de unii și de alții dintre noi, nu e nimeni de condamnat. Important este ca în astfel de sărbători, cred că esența este să nu facem treabă. Eu pe asta o țin minte de la bunica și o să țin minte tot timpul, că nu m-a lăsat să pun mâna nici pe mătură, toate sărbătorile așa cum era pe da, vremea... pentru că supărai sânzienele. Exact, da. Nu supăra, că ne tună, că ne fulgeră, că da.
da, te trăsnește, da, că ne da. Plouă, că nu știi ce se întâmplă, nu faci niciun pic de treabă, n-ai voie să faci nimic. Erau copiii mici la țară care aveau un obicei, aveau tot timpul un briceac de ăla și cu cât un bețișor și toți scobeau ceva din el. Asta era distracția lor pe drumul din fața casei. Ei bine, în ziua asta, nu briceac, nu bețișor, nu facem nimic, nu muncim în niciun fel și ținem sărbătoare. Am păstrat de la bunica mea și eu și alții oameni dragi mie câteva obiceiuri pe care le respectăm cu mare strictețe. În ziua de ieri, ce m-a bucurat cel mai tare este că pe buzele tuturor am auzit faptul că e sărbătoare. Mai mult ca în alți ani. Și stăteam și mă gândeam, punând în oglindă cu evenimentul de care tu te ocupi, care de unde până unde? Adică, de ce oamenii au reușit până la urmă, în ultima perioadă, să se apropie de partea asta religioasă și de respectarea tradițiilor? Că e un lucru bun, dar da, ne, este un ne lucru mirăm bun. Cum de care poate să începem să le explicăm pe rând. Care este legătura sau care se vrea legătura dintre ziua de, sau de ce în ziua de Sânziene sărbătorim mai nou ziua universală a ei? De ce ziua universală a ei? O să explicăm imediat. Păi dacă aceste ființe magice, mitologice, minunate, zburdalnice, sunt specifice zonei noastre, specifice țării noastre. Acum trebuie să știm, Ilona, că ele sub o denumire sau alta se regăsesc în folclorul tuturor popoarelor, nu exact. Numai pe continentul nostru sau... Nu, noi se numesc Sânziene, sau, da, da. La noi se numesc Sânziene sau Drăgăcuță și le sărbătorim de 24 iunie de la miezul nopții. Care e legătura? Păi dacă erau niște zâne românești, cum puteau fi ele îmbrăcate decât dacă în... nu cu cuie, bineînțeles. Cuie, cu straiele împărătești, așa cum le numim mai nou foarte frumos, straiele portului popular românesc. De aici s-a plecat, fiind niște zâne de vară, așa le avem reprezentate în minte și în desenele așa moștenite. Așa în rochii lungi de vară, cu motive tradiționale, cu coronițe, cu ideea de a combina ca ținută coronița de flori de sânziene sau de spice cu elemente de port popular românesc este una fantastică, de un impact vizual și e afectiv. Vara da, sine. E vara e, în sine. E imaginea da, verii și da, imaginea pentru că ele României sunt autentice. Simbolurile zânelor soarelui. Ale... Exact. Ce înseamnă soarele? Bucurie. Bucurie, putere. Exact. Credință, ne protejează un bine, da, lumină. Și atunci așa s-a ajuns să se facă această legătură. Acum, această zi universală a ei a fost inițial și rămâne un proiect al unei comunități online numită La Blues Rumeni și îmi place să spun asta pentru că e o comunitate de toată lauda și corect. Dacă n-ar fi existat, n-am fi avut astăzi o sărbătorire. A generat o mișcare, a generat o la mișcare. Nivelul României și nu numai. Nu numai, la nivelul întregului mapamond. Comunitățile exact. De români din toată lumea celebrează în această zi și mai nou în această perioadă, în această săptămână. Exact, e o perioadă, da, nu e doar da, o zi și asta e foarte da, bine. Generează tot felul de activități culturale în care poate fi purtată ia românească. Exact. Și ăsta este un lucru minunat. S-a putut întâmpla asta fără un proiect legislativ, fără acte normative, fără campanii nimeni, de publicitate, da? Fără campanii electorale, fără efectiv nevoia noastră a românilor de a arăta și de a scoate din noi frumosul și de a-l transmite mai departe, de a ne mândri, apropo că evenimentul nostru se cheamă cu mândrie, poartă ie, a putut genera această mișcare. Este poate cea mai importantă mișcare identitară a noastră. Este emoționant să vezi în această săptămână, online bineînțeles, că au loc manifestării de la New York, Seattle, Manhattan, până în Europa și mai ales în fiecare oraș și în multe localități din țara noastră. Este extraordinar. În săptămâna asta mi-am umplut retina de frumos, mi-am umplut corect, sufletul corect. De frenezie, de o frenezie frumoasă, aparte. Să-ți calzi ochiul în fiecare zi când deschizi internetul și să vezi atâta culoare, atâta frumusețe, atâta simbolistică. Așa cred că s-a făcut legătura cu ziua de Sânziene.
Cu siguranță de aici a pornit, dar ce m-a surprins pe mine cel mai mult este că ieri, aflându-mă într-un supermarket la cumpărături, îmbrăcată cu ei, bineînțeles, pentru că trebuie să le spunem celor de acasă că noi ieri, pe data de 24, urma să filmăm, însă au survenit câteva modificări așa în programul la Mândurora și am decis că facem asta astăzi, pentru că e la o zi după și cu câteva zile înainte și cumva tot este bine. Ieri eu îmbrăcată cu o mândră ei, așa cum mi-e drag mie să spun că toate ei sunt mândre, parcă au personalitatea lor, așa, parcă sunt vii, m-am dus la cumpărături și m-am uitat în jurul meu și am văzut că ea mea era pur și simplu de nebăgat în seamă față de ce bluze spectaculoase am văzut în supermarket. Deci lumea cumpăra carne de pui. Coie extraordinară. Lumea stătea la coadă la casă îmbrăcată coie extraordinară. Toți oamenii purtau ei, inclusiv copii, și cel mai mult am văzut chiar și un bărbat într-o cămașă tradițională. Vreau să zic că așa bucurie n-am văzut de foarte multă vreme, să stai să bei un suc și în jurul tău să fie ca o paradă a modei, numai haine tradiționale, indiferent, erau tinere doar cu niște brățărele care reproduceau tricolorul. Extraordinar, deci n-am văzut de ziua României, n-am văzut de ziua drapelului, că toți suntem în preajma zilei drapelului, n-am văzut cu multă ocazie ceea ce am putut să văd ieri. Și toată săptămâna și Facebook-ul plin de o grămadă de poze și toată lumea a cheltuit sume serioase pe niște ei care costă într-adevăr. Deci trebuie să recunoaștem că acestea, eu port practic o replică în timp ce tu porți o ie autentică, adevărată, tradițională, care costă foarte mulți bani. Dar ce m-a bucurat cel mai tare e că toate aceste tinere de 15-16 ani au preferat decât să-și cumpere 3-4-5 bluze de la o firmă, să dea banii grămadă și să-și cumpere o ie din asta adevărată care îți face pielea așa de găină efectiv când o privești. Ca o paranteză la discuție și ca o paranteză la evenimentul despre care vom discuta, vreau să întreb, pentru că mă fascinează pozele pe care le pui cu nu știu câte ii. Cum Dumnezeu ți le alegi, de unde și care a fost prima, dacă știi povestea primei ii pe care ai cumpărat-o? O să fiu uimită să afli că de vreo 3 ani de zile n-am intrat într-un magazin. Toți bănuții mei de la pușculiță se duc în această minunată pasiune. La una dintre manifestările oficiale pe care le-am avut de curând, mi-am dat seama că n-aș fi știut cu ce să mă îmbrac, pentru că nu născusem între timp, copilul se făcuse mare, se gravidă și eu nu știam dacă mai corespund vreunei măsuri din hainele din garderobă. Acum avem două categorii de ei, la fel de frumoase amândouă. Unele însă, așa cum ai amintit-o pe cea de pe mine, cu valoare de patrimoniu. Drumul de la unul dintre obiectivele pe care le urmărește această mișcare și acest proiect este acela de a promova ia românească pe traseul dintre arhaic către fashion. Corect. Pentru că e greu să promovezi ia autentică. Este foarte greu și o să adaptăm efectiv la ceea ce suntem astăzi, la jobul de astăzi, la școala de astăzi și la evenimentele pe care le trăim. Că mergem în pub, în club sau la un concert, putem purta oricând o ie. Drept dovadă, Mădălina Ghenea, trebuie să recunoaștem, am văzut aseară un material despre ea pe care a purtat-o, care costă nici mai mult, nici mai puțin de 1500 de euro. Pentru că care, de designer. Specială. Da. Dar imaginea Mădălinei Ghenea purtând o ie tradițională românească a făcut în conjurul lui. Am încurajat foarte mult tineretul. Deci a fost un boom, efectiv, un boom în fashion după ce a apărut ea purtând ea. Prima ie cu simboluri românești, românească, nu pot să o numesc, am cumpărat-o de la un magazin, de la un brand, acum 3 ani din Spania, de la Barcelona. Soțul meu s-a crucit, s-a supărat și mi spunea aproape retoric, nevastă, n-am cum să-ți cumpăr ie de la Barcelona. Acum noi venim din România să-ți cumpăr ie de la Barcelona. Era în plin avânt curentul de purtare a iei după ce cântăreața Adele a apărut îmbrăcată într-o ie, corect, o creație de designer, altă personalitate care a ales. E cunoscut faptul că de-a lungul, mă dau dintr-una într alta, asta atâta de transmis și de tot spus. Despre ie sunt foarte fericită. E cunoscut faptul că de-a lungul timpului și cu mulți ani în urmă, 50, poate 40-50 de ani în urmă, ea a constituit un motiv de atracție în fashionul de la Hollywood, din toată America. Citam de curând că unul dintre marii dirijori ai
lumii, un dirijor al Orchestrei Filarmonice din Los Angeles, acum mulți ani în urmă, și-a îmbrăcat soția mireasă în ea și erau și fotografii în ea românească. Ai văzut că apar diverse fotografii pe internet cu fetele care au cântat în grupul ABBA, cu actrița care a jucat în Love Story, cu o grămadă de personalități. Toată care... cu același numitor comun. Ia, da, și asta se întâmpla cu niște ani grei în urmă. Da. De asemenea, este foarte cunoscut faptul că minunata noastră regină Maria a fost o promotoare a portului popular românesc și l-a iubit așa cum a iubit această țară cu totul. Prima e cu sută special pentru mine, datează de o lună. Da, pentru că aici am ajuns să împărțim cumva în două categorii. Ia, avem mai nou, lansată ca trend, ia drept element de fashion, ia cu sută manual. Corect, vorbim corect. despre cele create, da, manual, despre, efectiv, lucru, cu sute. Da, 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 despre iile cu sute, nu despre iile cu influență, cu sute la mașină, improvizate și de cum este plină piața de chinezării. Ia modernă, ia zilelor noastre, este foarte frumos colorată, foarte viu încărcată, iar ca element principal în desenarea, îmi place să spun desenarea, nu coaserea. Correct. Pentru că încă din vechime bătrânele au cusut un limbaj aparte pe care îl numesc l-au scris. Au scris cu acul exact pe pânză. Așa cum se întâmpla, da, și cu fețele de masă, da, și cu ea modernă, pernă, împrumută, pentru că nu se poate duce... Vezi că s-a transmis din generație în generație, dar a fost o perioadă de pauză, de asta avem să o reinventăm. Care s-au pierdut, au plecat. Da, da. O să vorbim și despre asta. Ea modernă este viu colorată și foarte înflorată. Transmite și păstrează modelele florale pe care vedeam că mamele sau bunicile noastre le reproduceau pe itamină, pe pânza de sac, pe mileuri, pe... Da. Eu am o colecție impresionantă deja de ei cu sute... De câte? În zilele noastre. Foarte frumos colorate, pe care le port cu mândrie în diverse situații sociale și chiar la serviciu. Însă piesele de suflet, într-adevăr, piesele cu valoare de patrimoniu și cu valoare afectivă sunt acestea, cum vedeți, ea de pe mine, nu întâmplător am luat-o astăzi, pentru că vreau să vă vorbesc puțin despre simbolurile, ea e plină de simboluri. Cel mai des întâlnit și cel mai puternic considerat simbol scris vreodată pe ea românească este simbolul coarnelor de berbec. Nu cred că se pot vedea, ea mea este plină de romburi, dar fiecare romb are simbolul coarnelor de berbec. Care pot fi și simboluri erotice, de cuplare definitivă, de unire pe veci, dar pot fi și simboluri care să ateste împlinirea familiei, copii, să arată că purtătoarea avea copii, cea care a cusut-o avea copii, avea nepoți, avea strănepoți. În funcție însă de poziționarea acestor coarne de berbec, de asemenea în funcție de poziționarea tuturor simbolurilor, putem decodifica mesaje, putem afla dacă ea era o ie pentru mireasă, dacă ea era o ie pentru îngropăciune, dacă cea care a cusut-o avea copii, avea nepoți. De asemenea, se descifrează în aceste coduri dacă mirele celei care purta ca mireasă cămașa respectivă era din alt sat și așa mai departe. Deci, îți spuneam că este un întreg limbaj scris cu acul pe pânză sau brodat, în funcție de și maniera de... Și care au rămas peste 10 și chiar sute de ani, pentru că avem ei în țară care sunt
cu totul și cu totul specială, e chiar o ie unicat. În România se află la Focșani în zilele viitoare, într-o expoziție la muzeu. Se află ie unicat în muzeele din America, din lume. Da. Exact, exact. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în partea a doua, când ne vom spune tuturor celor de acasă că duminică îi așteptăm frumos aranjați, îmbrăcați cu ie și le spunem ce îi așteaptă duminică și de ce trebuie să facă acest efort să iasă din casă îmbrăcați și gătiți ca la carte. Imediat după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit repejor, doamnelor și domnilor, pentru că trebuie să vă dau câteva motive clare și concise pentru care trebuie să vă purtați ea cu mare mândrie. Asta puteți face duminică seară la Buzău și aflăm de la Maria Ioniță, invitata de astăzi, cum și de ce facem treaba asta. Maria, am vorbit foarte puțin despre ie, deși ar merita câteva emisiuni întregi. Să ne întâlnim cu cât o ie diferită de fiecare dată și să spunem povestea ei. Vreau însă să ne rămân un pic de timp la final, dar acum clar și concis să le spunem celor de acasă. Cum ți-a venit ideea ca duminică să adun tot Buzău așa îmbrăcat în ie și să fie o mare sărbătoare? Am vrut înainte de toate să lansez și la Buzău acest proiect, pentru că în lume și în mod special în România proiectul e la a treia ediție. Nu puteam să suntem mai întârziem, eram în urmă și atunci, da. E adevărat că a fost temerară de la început ideea. Mi-a venit cam în scurt, nici măcar o lună întreagă de atunci, cam de acum două săptămâni și puțin. Tocmai de-aia întreb. Da, însă în momentul în care am realizat că la Buzău nu s-a făcut până anul acesta, că nu erau premize, n-auzisem ca cineva să se ocupe să facă acest proiect, am zis repede, să vedem, singură pot în limitele de a convoca niște sânziene minunate în crânghii viitoare de ei, cărora să le fac poze și să le încărcăm pe rețele de socializare, să fim alături. Da. Pe urmă zic, ce aș putea să mai fac? Păi aș putea să prietenii, colegii cu care fac și echipă. Sânzienii, și sânzienii, și pești frumoși, da. Și i-am contactat pe colegii mei de la POR. Am considerat că au primit cu mare entuziasm ca toate proiectele pe care le facem împreună. Am considerat că poate, că trebuie să fie un proiect a POR. De ce? Dacă noi ca părinți nu vom transmite mai departe copiilor noștri, așa cum și tu ai spus în prima parte a emisiunii foarte frumos, nu vom transmite copiilor noștri elemente fundamentale legate de cultura și de tradiția și de credința acestui neam și acestui popor, nu va face nimeni pentru noi. Corect. Peste o generație de noi atât, adică copiii noștri mai departe, nu vor avea ce. Niciodată. Deci, practic, este un proiect care vine să contracareze curentul de dezrădăcire care corect, e dorit pentru copiii noștri, de ștergere din memoria lor sau de ce să le ștergem, că nici nu le-a implantat nimeni ca să le ștergem. Corect, da. Din păcate, noi acum trebuie să le implantăm când ar fi trebuit. Și ne-am gândit că dacă noi nu vom face asta, nu va face nimeni pentru noi. Am fost foarte încântată să văd că în intervalul foarte scurt, dar cu premize mai vechi, așa cum vorbeam de rețelele astea, de uite, socializare. Uite-mă că e bun și Facebook-ul care... acela până la urmă. Iată că în mișcările astea... Transmite, da. Pe ultim moment, așa, pe ultima 100 de metri, doamne, e genial Facebook. Ai pus pe Facebook, gata, a văzut toată lumea. Cine vrea bine, cine îl forțăm. Și atunci am fost foarte încântată să văd că la fiica mea, care are 18 ani, mă așteptam cumva că avea în casă tezaurul. Fica ta, cu care au rulat și fotografii mai devreme. Nu știu în ce măsură ai putut să fii tu atentă, dar au rulat fotografii cam cu toată familia ta, așa îmbrăcată cu ea. Și cu prietenele tale și cu sânzienele de care spuneai, cu drăgăicuțele și cu Ioan, care trebuia să fie astăzi alături de noi, însă din păcate n-am mai putut. Am vrut să ruleze imaginea asta ca să se vadă că o mamă cât poate transmite o mamă prin copiii săi. Fica ta va transmite fetelor, fetele vor transmite surorilor, mamelor și practic prin tine
creezi un curent mai departe. Nu știu dacă și cel mai frumos, asta îți spuneam, că primesc cu entuziasm feedback-ul și îmi dau seama că fica mea transmite colegelor ei. Păi, e normal, e ceea ce aștepta. Și duminică, normal, duminică aștept să fie alături de noi un grup reprezentativ, semnificativ dintre colegele. Asta este un lucru minunat, nici nu am nevoie de un feedback, de un feedback mai bun de atât. Pentru că dacă vor fi duminică prezenți alături de noi feți frumoși, sunt zieni și sunt ziene care au înțeles singuri, de o vârstă cu mine, care au înțeles singuri și știu exact ce reprezintă această piesă fundamentală a portului popular românesc și de ce ea trebuie transmisă mai departe, în rândul tinerilor, acolo e câștigul, dacă, corect, dacă corect, am câștigat corect, și corect, le putem corect transmite. Ieri, când am fost la biserică, am fost așa de impresionată să văd că a venit împreună cu două dintre colegele îmbrăcate în ținuta întreaga portului popular, numai cu elementul modern și semnificativ cu ea, ci da, da. Iar Măriuca, dragă și scumpă prietena ei, dacă poți să crezi, a cerut mamei ei de ziua ei de 18 ani să-i cumpere o fotă. Deci lucrul ăsta m-a impresionat că îmi vine să plâng frumos, și acum. Ca un copil, o fetiță de 18 ani a zilelor ce noastre, frumos, să ceară cadou mamei ei. Majoritatea cer mașini, bijuterii, da, telefoane, o fotă care costă departe tot cât o bijuterie. Care costă tot cât un telefon, cât o bijuterie, da, și ieri a venit împodobită frumos și avea și maramă și emoționată că ne întâlneam și brâu așa cu sud din mărgele manual, adică mămica ei a făcut un efort, un efort și o pup și o salut și o iubesc și sunt așa de mândră de ea și foarte de, mândri de ele. Foarte trebuie să fim de toți copiii care aderă efectiv, da, voit, fără să-i oblige nimeni să, da, facă asta. Da. Când eram în școală, mi-aduc aminte că a filmat Benone Sinulescu la Muzeul de Chihlimbar un videoclip și noi toți copiii de la școală am fost chemați cei mai dezghețați, așa, ca să venim îmbrăcați în costum popular. Doar că eu eram destul de împiedicată, am căzut în drum spre videoclip, mi-a rupt ștrampi în genunchi și mi-a dat sângele și m-au trimis acasă că mi se vedea sângele în genunchi. N-am reușit să fiu în videoclipul lui Benone Sinulescu, dar țin minte videoclipul cu toate colegele mele de clasă îmbrăcate cu ie, cu maramă, cu fotă, cu absolut tot ce trebuie, tot ce trebuie. Așa o mândrie de imagine rar vezi, că tot vorbim despre ie și despre mândria, mândrie, dar o purta. Da. Stăteam și mă gândeam în timp ce te ascultam la dragostea pe care fiecare părinte și copil ar trebui să o poarte pentru ceea ce îi rămâne de la străbuni. Dacă ne punem în balanță și ne întrebăm ce ne rămân, ne rămân case de cel mai multe ori, pământuri la țară, livezi, care se duc, care la un moment dat nu mai înseamnă nimic. În ia pe care o porți și pe care ai moștenit-o sau pe care o cauți că ți-o dorești sau pe care o coși, se află, să spunem între ghilimele și vorbind metaforic, sângele tuturor strămoșilor tăi. E practic memoria și noastră colectivă înscrisă exact, acolo. Exact, exact. E sămânța fiecarei familii din care din care adevărat am pornit. Da. Exact. Este ca și cum ai avea un miliard de fotografii cu tot ce au însemnat strămoșii tăi. Totul e strâns așa frumos și pus într-o ie. Ce poate fi mai prețios de atât? Deci este efectiv un lucru pe care l-ai la îndemână oricând și care poate să-ți însemne și icoană și obicei și iubire, da, și amintiri și absolut tot. Da, cu atât mai mult cu cât piesele de care vorbeam, iile vechi și foarte vechi, sunt adevărate tezaure și sunt practic piese de artă, piese corect, rare. Corect. Pentru că dacă s-a transmis în, da, în patrimoniu. Asta da, clar, nu știu, ne mai trebuie o oră, sigur, nu mai poți cere o oră de emisie. Da, există un curent și un proiect, da, online, care a creat chiar o petiție online, da, prin care încercăm, prin semnarea ei, să includem în patrimoniul UNESCO simbolistica și măestria și știința de realizare a unei. Pentru că așa cum îți spuneam mai devreme, dacă niile moderne, cerința, piața o cere și femeile care cos, mai știu sau nu mai știu, transmit modele mai simple, modele florale, o ie ca aceasta, tehnicile sunt vaste, sunt tehnici de cusut diferite și în funcție de zonă, sunt tehnici de brodat, sunt ii care sunt țesute la război și mai departe. Hai, trebuie să te gândești că oricum multe dintre ele se vor pierde definitiv. Clar. Nu mai avem suficient și dacă am avea suficiente bătrâne care să transmită, trebuie să ne gândim că nu mai avem suficiente sau nu avem suficiente femei care să preia. Să preia
să-și dorească să învețe asta. Da. O să spun și îți fac o sugestie asta în cazul în care încă n-ai ajuns acolo unde vreau eu să te îndrept, să mergi la Mânzălești, să cauți doamnele care cos. Și sunt convinsă că eu am o promisiune de la Adi Petre, de la Centrul de Cultură, de la directorul Centrului de Cultură, că prima ie cu sută în zilele noastre la Mânzălești va ajunge la mine. Dacă nu se ține de cuvânt, acum să... depinde când ți-a făcut promisiunea, în funcție de modelul care a solicitat o ie, poate să fie cu sută într-un interval de o lună și trei luni. Așa știu. Că dacă... Așa că mai aștept, da. Cum am încredere în Adi. Hai să vedem repede duminică ce se va întâmpla pe parcursul zilei de duminică, astfel încât buzenii să știe, să iasă din casă, duminică, că oricum ies. În Parcul Crâng, la Obelisc, așa cum spuneai că l-ai amintit pe domnul director Adi Petre de la Direcția de Cultură, împreună cu artiștii Direcției de Cultură ai Consiliului Județean, vom organiza și un spectacol de folclor autentic, de muzică populară. Inițial am dorit să facem evenimentul ieri, în 24, exact de ziua universală a ei, după care ne-am gândit că vom strânge prea puțini oameni și atunci ne întâlnim să horim, nu? Corect, într-o zi de sărbătoare, da, e duminică, da. Nu facem treabă nici duminică. Nu facem treabă nici duminică, este o oră la care, da, nu-i nici dimineața când e slujbă la biserică, nu-i nici la prânz când trebuie să stăm la masă și după amiază să ne odihnim, e la ora 18 după amiază și sper să ne întâlnim cu toții și sânzieni și sânziene și feți frumoși și cosânzene. Cred că așa le rămâne numele de sânzieni. Să purtăm ie cu mândrie. Da, da, da. La un moment dat pe Facebook un prieten care preot mă întreba, zice, da, de sânzieni nu spui nimic? Iată, așteptă, că am zis în emisiunea asta de sânzieni cu vârf și îndesa, n-am ratat nicio ocazie. Am văzut că există și un banner foarte mare pus undeva la intrarea în crâng, dacă nu mă înșel eu, da, cu mândrie, pe care l-am poartă, ie. Da. Am văzut fotografii cu tabloul de Matis, da, copia tabloului, da, de Matis, care e reprezentativ. Da. Am văzut că mai nou s-a născut o păpușă cu ia de Matis. Da, și este foarte frumos. Ne-am cam săturat de păpușile ușor piții, așa blonde, cu buzele mari, cu picioarele alea lungi, îmbrăcate mereu cu rochițe scurte roz. Am vrea ca cei mici care au în mână păpușile și imită viața oamenilor prin jocul lor, să poarte, să aibă în mânuță o păpușică. Ce poartă ie, ce este normal, nerujată, nemachiată până la urechi, adică ceva mai tradițional, așa. Spune-mi, de exemplu, cum au reacționat oamenii ieri când ați instalat acel banner mare pe poarta crângului. Ați avut întrebări, un fel de, dar ce faceți, doamna, aici? De ce puteți ala? Da, am avut niște remarci, sper că au fost pasagere și, deși pe, ai văzut cât de mare e bannerul și ce bine colorat și scris arhaic și ce frumos este, au fost și persoane care, în loc să vadă cu mândrie poartă, ei au văzut aura de religie, nu. N-are nicio legătură cu ora de religie, cu profesorii de religie, cu disputele, cu... La urma urmei o spun și sper să fie pentru ultima dată. Susținerea orei de religie a fost doar un punct de plecare, doar un pas pentru noi părinții în implicarea noastră pe mai departe și în dorința noastră de a rămâne la masa discuțiilor. Corect. Și pas pe uitați care... că sunt proiecte care nu mai susțin ora de religie. Corect, da? Sunt corect, proiecte ale corect. Părinților pentru copii. Ai înțeles exact și telespectatorii cred că au înțeles pe măsură corect. Care este mesajul acestui proiect. Astfel de proiecte pregătim în continuare. O să țin cont de ce mi-ai spus. Nu știam de cusătoarele noastre de la Mânzălești, dar o să aflu pentru că în entuziasmul meu, vezi ce repede vorbesc ca să... S-a venit o idee așa, și ne trebuie să pierd. Ideea a venit să-mi dar ce să vorbesc într-o oră? Că nu știu ce să spun mai întâi. Da. Se găsește... Organizăm și o șezătoare. Vreau să-ți spun că deja sunt pe în rețelele online minuni de femei care culeg desenele de prin popor, le aștern cu grijă și cu atenție pe hârtie și le transmit în kituri de ajutor și am deja două și abia aștept să mă apuc de cusut și o să facem șezători și așa mai departe. O să tot auzi și o să auziți despre proiecte care să susțină și să promoveze atât IA românească ca element fie arhaic, fie de fashion, cât și întregul port popular românesc. Și obiceiurile noastre și obiceiurile tradiționale. Și tradițiile. Pentru că stăteam și mă uitam la un singur lucru. Făcând o incursiune în lumea minunată din Bisoca, pentru că e o poveste. Bisoca e cumva în lumea ei. Odată ajunsă la Bisoca, descoperă o altă lume. Mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de tradiție. Însă și acolo am căutat un singur lucru, mareșilat.
un cuptor de copt pâine. Undeva lângă casă din ăla lipit, cum se făcea pe vremuri. Am găsit unul singur la o doamnă, la o bunicuță unde am ajuns și unde am mâncat cele mai faine turte pe care puteam să le mănânc, cu gem și cu zacuscă făcută în casă. Speram că am mâncat ieri turte, deci, cu aluat de soc, că aia trebuia să mănânc ieri. Aia n-am știut. N-ai știut, da, la anul să știi să-ți faci turte cu aluat. Păi o să sun și o să te întreb, Maria, de unde mănânc niște turte de astea, că de făcut nu cred că mi-e foarte bine. Ceea ce voiam să spun este următorul lucru. Dacă înainte să cocea în orice casă o pâine, o turtă duminica, se făcea un gem de prune, se făceau gogoși de dat la copii, se împărțau pe uliță, efectiv. Cumpărăm toată pâinea, cumpărăm și zacusca, cumpărăm eventual și gogoșile, cumpărăm tot. Când e atât de simplu la țară să coci o pâine și n-ar să aibă nicio legătură cu ce cumperi, cât de ușor este să ne întoarcem la o parte din tradiție, nu pentru a ne hrăni ca acum 200 de ani, să ne cumpărăm toți o vacă, să o priponim lângă bloc, nu! Ci pur și simplu, când ai ocazia, întoarce-te la bunica. Cât dacă trăiește? Mai ai și dacă mai este, Ilona, tu știi mai bine decât mine, cred că satele noastre sunt în plin declin și în curs de depopulare și că sunt repopulate de vilele pline de termopane și de jaluzele strălucitoare și cu acoperișul strălucitoare și așa, și geamuri cu oglindă. Deci am și, o oroare de geamurile, da, cu oglindă. Da, da. Și atunci căsuțele noastre vechi asistăm la, practic, la un proces de sinucidere a lor. Ele corect, în fiecare corect, zi corect, se sting, vin corect. Nepoții din Spania și din Italia și zic, hai, fă-i o poză, că oricum am venit să o vând, să-mi da. Fac o vilă la țară. Nimeni nu se îngrijește de aceste, da, de aceste da. Lucruri. Poate că Dumnezeu lasă har mai multora dintre noi să se ocupe pe bucățele. Unele de transmiterea aportului, alții de conservarea cumva a unor case, a unor obiective care au rămas din moș-rămoș, pe care copiii noștri nu le vor mai vedea. Corect. Decât avem fotografii la muzeu. Avem niște zone în Buzău și pe care le-am cunoscut mergând să fotografiez, pentru că și asta e o parte din plăcerea mea de a găsi tradiția, deși, din păcate, doar fotografii nu poți conserva decât să rămână să vezi, dar nu-i poți dar spune. Dar poți umpli sufletul, tu vii cu el în suflet. Nu-i poți spune omului să nu dărâme, să nu strice, să nu facă sau să mai coacă o pâine măcar o dată pe lună sau de Crăciun și de Paști coace o pâine pe vatră sau orice. Mi-aduc aminte de pui tăiat și făcut pe grătar la gura sobei și de cafea anibric și așa mai departe. O mie de lucruri pe care le putem face. Încercam să spun mai devreme și încerc să le spun celor de acasă că vă îndemn cu toată dragostea pe care pot să o am să vă întoarceți acasă. Pentru că nicăieri nu-i ca acasă și pentru că nicăieri nu o să găsești mai bine tradiția, vrem sau nu vrem, și cei care sunt astăzi la oraș vor sau nu vor, mai bine zis, că eu vreau întotdeauna să mă gândesc că sunt de la țară și mă întorc, de acolo au pornit. E imposibil să n-ai un prieten cu casă la țară, e imposibil ca verișoara să n-aibă o mătușă care încă are o casă la țară, că e mânzălești, că e lopătar, că e bisoca, că e nu știu unde. Dacă ne întoarcem măcar o dată la câteva luni, ne păstrăm cordonul umbilical. Dacă nu ne bucură mirosul penserat de frunză udă și de balegă, de iarbă cosită, dacă nu ne îmbie în suflet mirosul de lapte fiert proaspăt, n-avem ce să căutăm la țară. Corect, bem corect. Brandurile de cutie și stăm bine han și grătarul lângă bloc și, grătarul și... lângă bloc și lângă asta pădure în șezlong și bem bere. Cred că pe oricine ai putea să oprești pe stradă și să întrebi: ai băut vreodată lapte fiert în tuci după mămăligă? Da, 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 da. Sau lingura pe fundul tuciului sau o mie de lucruri pe care numai la țară le faci. Da, bunica da. M-a cusut prosoape de artizanat, a țesut ani și ani de zile. A stat război în casă și vara și iarna. Știu foarte bine cum să faci absolut tot. Și stau și mă întreb câți, ca mine, au în amintire aceste lucruri pe care le-au îngropat cu mare atenție. Din cască, de la montaj, mi se șoptește cineva care spune eu. Așadar, nu sunt singura care are amintiri la țară. Toți putem să ne întoarcem cu gândul la asta. Vreau să aud de la tine și vreau să-mi spui care ar fi cel mai potrivit îndemn pentru cei care mai au rude la țară și care, totodată, au și copii mici, așa cum iei și tu.
Și știu că le transmiți cât poți tu de mult dragostea asta de tradiție. Ce ea se mai transmite și prin gen, am observat. Sunt atât de mici unii dintre copiii mei. Fica ta cu siguranță a moștenit de la tine. A moștenit de la mine și a învățat de la mine. De micuții nu cred că au avut când să învețe, ci clar se moștenește, se transmite prin gene, pentru că sunt atât de fericiți când bunica mea mai are casă la țară, în zona de munte, de la Pârscov mai sus, spre Viperești, la Părici, și de câte ori mergem acolo sunt dezlănțuiți, se vede clar că trăiesc. Da, îndemnul este următorul. Dacă, așa cum spuneam mai devreme, nu vă e dor de mirosul de lapte fiert, nu vă e dor de mirosul de rouă, nu vă e dor, deși mi-e greu să cred că nu, faceți asta pentru copiii voștri, exact. Atâta timp cât satul românesc încă există în autenticitatea lui, atâta timp cât bunicile cu mâinile muncite, chircite și creponate mai există, sărutați aceste mâini care v-au crescut și care prin care mai putem transmite încă copiilor noștri adevărata noastră valoare. E, uite că dacă nu mă făceai tu să plâng, nu puteai să încheie emisiunea. Nu vreau să te fac să plângi, da, vreau doar ca cineva să se înțeleagă. De fiecare dată când am vorbit despre asta și de fiecare dată când am avut un moment emoționant în emisiune, a fost pentru că am vorbit de părinți și de bunici. Și așa cum am spus, dacă azi trăim la oraș, nu înseamnă că rădăcina noastră nu este adânc înfiptă în pământul de la țară. Și dacă atunci când avem puțin timp liber, în loc să-l petrecem la grătarul de la bloc, luăm grătarul, luăm și berea dacă e musai, dar ne ducem undeva, lângă pădure, lângă aer, lângă apă, lângă, strângem frumos tot ce rămâne în urma noastră și ne bucurăm de alea două ore în care am respirat curat și am ținut copiii undeva și am văzut copiii la oraș, în mijlocul Bucureștiului, colegi de facultate cu mine, care nu știu cum arată o căpșunică de poiană, o frăguță, o rață, o capră. Dezvoltarea emoțională a copiilor are nevoie de sunete, cum ar fi susurul, cum ar fi foșnetul funzelor. Și nu ăla de la chiuvetă, adică cum ar fi cântatul greierilor și al păsărelor, nici nu ne dăm seama, deja intrăm într-o zonă de psihologie foarte importantă. Correct. Copiii noștri, în dezvoltarea lor, atât intelectuală cât și emoțională, au nevoie și de aceste sunete, nu numai de sunete jocului, sunetele jocurilor de la tablete și de și pe de la televizor și de la desenele, da, unde da. Hai să încercăm să compensăm cât putem. Exact. Iarba e iarbă și mirosul și textura ei nu se poate înlocui cu nimic. Pădurea e pădure și toate astea le găsim la țară. Țara de la care am pornit, ca să pe final de emisiune să facem o buclă și să ne întoarcem de unde am început emisiunea. Țara de la care am plecat cu toții și zicem țară, de fapt e originea noastră, este ca un pântec în care am crescut până la urmă, nu? Pentru că lumea asta a noastră, a României, e ca un pântec mare în care suntem frați toți, indiferent ce probleme se ivesc în viața de zi cu zi. Toți am avut primele haine pe care le-am purtat, costumul tradițional românesc. Pentru că dacă nu l-am purtat noi, eu, tu sau copiii tăi, de exemplu, la naștere, l-au purtat străbunii noștri și tot de acolo am pornit toți. Mi-ar plăcea ca toți duminică să înțeleagă scopul și esența evenimentului plănuit de tine. Este un eveniment, într-adevăr, cum am spus și la început, marca APOR, pentru că ai susținerea colegilor tăi, pentru că aveai nevoie de susținere și de bună organizare. Pentru că este un obiectiv al părinților. Și pentru că are legătură și cu religia, într-adevăr, pentru că pornim are legătură cu valorile fundamentale ale neamului nostru. Corect, da, de data asta susținem altă valoare. Dacă în alte condiții am susținut, susținem credința, acum susținem portul popular tot ca valoare fundamentală. Ținuta recomandată este IE, bineînțeles. Clar. Și pentru sânzieni. Și pentru sânzienă tot Ținuta recomandată este IE. Sper că de la an la an sânzienele își vor cumpăra din ce în ce mai multe, își vor achiziționa sau își vor coase o ie, pentru că sunt hotărâtă să inițiez proiecte în care să încurajez transmiterea coaserii ei și să aducem niște meșteri populari. Chiar o să te solicit să mă ajuți, pentru că tu străbați, străbați satele românești și satele județului nostru mai ales, și ai, o să mă poți pune în legătură. Mi-am adus aminte, ascultându-te, și îmi cer scuze că te întrerup, de un lucru pe care l-am trăit în primele clase de la școală. Cred că în clasa a doua aveam lucru manual și trebuia să coasem pe itamină, de-aia măruntă, nu de-aia mare, și mi se părea foarte migălos să fac treaba asta și nu mi-am cusut carpețica, așa le ziceam, carpețele. Și n-am cusut-o și m-am dus la școală fără, iar
profesoara n-a făcut nimic, învățătoarea n-a făcut nimic altceva decât să mă pârască la mamaie. Și mamaie mi-a spus că este foarte rușinos să nu știi să coși. Foarte rușinos, să-ți fie rușină că nu ți-ai cusut. Și mi-a rămas în minte și în ziua de astăzi știu să cos pe itamine, dacă deci pot să vin la clacă. Dacă pentru noi, da, cusutul pe itamine îl fac și sunt zienii, cusutul pe pânză de casă se face mai greu, se face recomandarea greu. Este la 2-3 fire, dacă o să te apropii după emisiune de pânza de casă să vezi ce înseamnă 3 fire. 2-3 fire dacă le vezi. Așa, și dacă pentru epoca modernă și pentru noi există tipare și există proiecte care se transmită prin tipare desenate și dat mură în gură, da. Cum se confecționează oie, trebuie să ne amintim că bunicele și strămoșele noastre n-aveau niciun șablon, n-aveau decât niște tehnici foarte inteligent construite, din care și eu am început să aflu și n-au dat greș niciodată, nici măcar o liniuță sau un rând mai înainte sau înapoi. Au știut să și pornească ia. Sunt niște secrete, o pornesc de la mijloc ca să aibă simetrie, da, se coase de jos înspre stânga, de jos înspre dreapta, mânecile la fel. N-am vorbit despre altițe, n-am vorbit despre încreț, n-am vorbit despre toate simbolurile scrise sau cusute, cum vreți să le numești, pe pânză. N-am vorbit de atâtea lucruri. Mai vreau o emisiune. Mai vreau emisiune, ți ofer o emisiune, ne vedem cu prima ocazie cu care timpul îți permite, pentru că ți-am recomandat și mi-ai recomandat, am făcut un schimb de recomandare așa și am zis promitem că te odihnești după aia, promitem că te odihnești și tu după aia. O să ne odihnim, luăm o gură de aer, după care o să mai facem o emisiune să vorbim despre semnificația fiecărei piese în sine, ce face o parte din costumul tradițional românesc, atât la femei cât și la bărbați, pentru că aceste costume de copii au niște modele, costumele de femei au niște însemne, la bărbați la fel, fiecare este diferit în felul său și trebuie să aflăm cât mai multe lucruri. Încă o dată le spun celor de acasă, i-am plictisit, i-am zăpăcit, dar duminică după amiază trebuie să ajungeți în Crân ca să vedeți în primul rând spectacolul și apoi ca să fiți admirați la rândul vostru purtând cu mândrie oie, bineînțeles. O să fii acolo gazdă, din păcate îmi cer scuze în direct, să știe toți oamenii că nu mint, nu păcălesc, voi fi plecată din oraș, din păcate, și nu pot să ajung. Dacă știam din timp, mi-aș fi anulat și orice. Eu, dacă aș fi știut din timp, numai că eu n-am încotro, trebuie să fiu, da. Nici eu n-am știut din timp, așa că să fiu, așa că o să aștept doar multe fotografii și sper ca oamenii care vin să respecte cu adevărat atât portul, cât și evenimentul în sine creat și fericit tuturor celor implicați cu multă putere și mândrie care au contribuit cu mare grijă la eveniment. Sper să dea Dumnezeu să iasă foarte, foarte bine. Și mulțumesc sper mult să nu plouă. Da, sperăm să nu plouă. Un dans frumos în ploaie, invocați acolo belșug pentru recolte, vă dați ea și mergeți acasă. Asta e. În tradiție, ploaia aduce belșug până la urmă, plus în zienele care au adus și ele, trebuie să fie bine și dacă plouă, nu? Da. Maria, mulțumesc foarte mult pentru prezență și multă sănătate ca să poți să le faci pe toate. Mulțumesc, cu mare drag, Ilona, și mă bucur să împărtășim multe dintre pasiunile noastre. Viața de la sat e una dintre ele. Într-adevăr, într-adevăr, veșnicia s-a născut, bineînțeles. La sat. Dragi telespectatori, vă mulțumim foarte, foarte mult pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi, pentru că urmează colega mea Maria Stroie cu jurnalul de la TV Buzău. Eu sunt Ilona Duță, ne revedem mâine seara la ora 18. Până atunci, seara minunată, la revedere!